Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în RAC. Etalare pentru martie 2020. Sper acest 8 martie să vă aducă, măcar pentru Doamne, un cadou frumos în această etalare, să găsiți mesaje care să vă susțină în ceea ce aveți voi de făcut. Și haideți să trecem la treabă. Am amestecat cărțile și au venit mesajele. Unele cerute, altele necerute. Ăsta e setul pe care să-l folosesc la voi. A vrut să se arate. Îndrăgostiții. Poate unii dintre voi sunteți născuți în iunie. Și posibil acest mesaj să fie pentru cei, deosebit pentru cei născuți în iunie, nu în iulie. Posibil sunteți îndrăgostiți unii sau aveți un contract, dacă nu sunteți îndrăgostiți, că nu toată lumea se îndrăgostește. Îndrăgostiții simbolizează și un contract la locul de muncă sau un contract între două persoane, într-un fel sau altul, la care trebuie să vă gândiți bine. De obicei este o alegere importantă în dragoste. Este o chimie foarte mare pe care o simțiți față de cineva. Sunt multe variante, voi știți cu care rezonați. La capătul setului de cărți aveți 8 de băte. Nevoia de transformare prin comunicare. Aveți nevoie să comunicați? Posibil. Ia uite. Cu acest suflet pereche. O persoană care vă înțelege și vă umple toate... Ai, dar ce de cupe, nici nu le-am văzut. Care vă umple toate cupele. C-o fi semn de apă, c-o fi semn de pământ, cu care simțiți că puteți avea... Ia, contract, am vorbit de contract mai devreme, mersi de intuiție. Aveți un contract spiritual. Dar, uite, văd și un turn. Din niște motive, ia să vedem. Care-i treaba aici? Nevoia de a alege. Dați un pic. Eventual de a merge mai departe către... Am senzația că unii dintre voi lăsați în urmă ori un geamăn pentru un semn de apă. Unii, nu toată lumea, nu intrați în panică. Și dacă această carte înseamnă separare de o flacără geamănă, poate, iar am făcut un obicei, posibil, nu că poate, foarte posibil unii dintre voi să mergeți către un suflet pereche. Pentru că simțiți că vă înțelege. Simțiți că... Am zis mai devreme că vă umple cupele. Există acest mare preot care sugerează și un contract spiritual. Dar turnul, urmat de 5 de monede și de 6 de monede, îmi spune că se va rupe, într-un fel, acest contract, această legătură. Posibil, pentru că e alegere importantă, asta simbolizează alegere importantă, alegeți între două persoane. Între o persoană care vă înțelege foarte bine și o persoană față de care aveți o chimie foarte puternică. Și după ce alegeți, cineva, posibil, cu semne, cu planete în semn de pământ, posibil, ca să nu zic musai semn de pământ, posibil cu planete în semn de pământ, după această ruptură a contractului, se va simți părăsit, se va simți trist. Poate va cere atenția, poate și va cere atenția, poate va încerca să vă seducă, dar nu se știe dacă veți mai primi această ofertă pentru că ați trecut printr-un trio. Aha, da. Și din acest motiv alegeți pe altcineva. Interesant mesaj. Nu mă așteptam așa ceva. Eu să mai amestec cărțile. Ce chestie. Aici eu ce văd. Roata norocului. Vreți să vă schimbați energia. E o situație karmică, da? Despre care am vorbit acum. E o situație karmică pe care vreți să o schimbați. E o întâlnire de destin între acest suflet geamăn și acest suflet pereche, două persoane. Poate să fie și contracte, repet. Poate să fie și contracte la locul de muncă.
Lăsați un contract care nu va prie, care va da dureri de cap și vă concentrați către o altă colaborare. Dar așteptați totul să treacă Mercur din... Ia uite, magicianul, vreți să manifestați ceva nou. Poate să fie și gemeni, dar eu zic aici trei de băte, gemeni sau fecioară sau berbec sau în fine. Eu zic că sunteți voi, vreți să manifestați ceva nou după ruptura acestui contract sau după separarea aceasta. Vreți să reconstruiți ceva sau să construiți. Vreți să colaborați sănătos. Iar 3 și 3, au fost niște 3 ori. În fine, vreți să manifestați un viitor, simțiți o altă vibrație, priviți îndepărtare, lăsați o relație în urmă și vă orientați către o altă vibrație, către o altă persoană, eventual. Vedem. Nu era în plan să citesc despre așa ceva. Haideți să vedem cărțile care au apărut aici. Ați primit susținere. Vedeți? Ia, să pun aici luminița, luminița. Ia. Mai. Așa, susținere. Ceea ce faceți în acest moment vă susține. În ce? În transformarea voastră. În acest moment văd același semn pe care l-am văzut mai devreme la cele două cupe. Există un suflet pereche care vă susține emoțional într-o situație cu care comunicați foarte bine, dar trecând peste acest suflet pereche, am alt mesaj acum. Simt că aceste aripi roz sunt și este destul de evident, aripile angelului vostru protector. Rozul este o culoare a dragostei, dar sunteți protejați cu dragoste divină. Chiar dacă ceva nu merge în viața voastră, chiar dacă acest Mercur retrograd a adus discuții sau situații, sunteți protejați. Și nu degeaba a apărut cartea aceasta. Sunteți susținuți, nu doar protejați. Susținuți, aveți acest toiag, da? Tot la fel, un toiag, o forță divină pe care vă puteți baza pe credința voastră. E susținere, nu doar protecție, dar aveți și protecție divină. La capătul setului de cărți aveți cristale. Poate ar fi bine să vă orientați către cristale. Eu acum văd ametist pentru că văd mov și sunt îndrăgostită. E culoarea mea preferată și e cristalul meu preferat, ametistul. Poate aveți și altele care vă reprezintă, studiați-i voi mai bine. Trecând peste acest mesaj, s-ar putea totuși unii dintre voi să aveți o conexiune cu un semn de pământ, pentru că asta îmi sugerează cristalele, semn de pământ. Față de care trebuie să decideți ceva. Ia uite, interesant cum vine mesajul. Trebuie să decideți, am vorbit mai devreme, să alegeți calea voastră corectă și vindecarea voastră. Voi știți, oricum, trebuie să practicați yoga, să vă curățați chakrele, să vă conectați la intuiție, la abilitățile voastre de a vindeca sau de a lucra cu energiile sau măcar de a vi le simți până la a vindeca pe alții sau pe voi, în primul rând, să vi le simțiți, că e un proces destul de îndelungat. Cine zice că e chiar așa de simplu, cred că se păcălește. Și dacă alegeți, dacă decideți corect să vă vindecați, să mergeți în natură, să practicați ceva frumos, să comunicați, iar protecție, da? Să comunicați frumos, eventual artistic, să practicați ceva care vă, o îndemânare, un hobby, care să vă dezvolte și alte abilități, atunci intrați pe calea corectă a vieții voastre. Și intrăm pe această cale corectă, mergeți mai aproape de o dragoste mare. O dragoste mare. Adică în momentul în care vă concentrați, ce zice aici sfatul? Concentrați-vă pe dragoste. Focus on love. Încercați să vedeți bunuțul și frumosul în fiecare. Chiar dacă persoana din față nu e chiar... frumușică, chiar dacă persoana din față nu e nici bogată, poate, chiar dacă persoanele cu care relaționați uneori sunt intimidante, sunt periculoase, în aparență. Încercați să vedeți frumusețea, dragostea în spatele aparențelor.
2, relație 4, 2 și 4, 6. Venus, e Venus. Venus. Ce frumos e peisajul din spate. Adică, femeia de aici îmbrăcată în verde, conectați-vă la chakra inimii, comunicați, vedeți, acționați din inimă, nu din minte. Și atrag atenția că mulți, mulți rași au planete în semne de aer și devin foarte mentali. Aveți grijă să nu vă blocați inima, pentru că știu unii care au această tendință. În momentul în care vă concentrați pe dragoste și vedeți frumosul și dragostea în fiecare, și nu doar, dragii mei, și în voi înșivă, pentru că această carte, în acest moment, îmi sugerează faptul că poate acest dragon să fiți chiar voi, unii dintre voi, complexați, frustrați, pentru că ați trecut prin niște situații, da? Și atunci este cineva în preajmă care vă oferă această dragoste. Concentrați-vă pe dragostea pe care o primiți. De la oricine. Dar nu mă refer la o dragoste fizică, mă refer la emoții pozitive, la, nu știu, la oferte pozitive, sincere. Învățați-vă să vă iubiți, unii dintre voi. Și uite așa, iubindu-vă și concentrați-vă pe dragostea față de voi înșivă, nu doar, da? Mesajul vine și invers, și față de voi. Dragoste față de voi înșivă. Ei, și în momentul în care faceți aceste două lucruri, ia uite ce manifestați. În timp, la un moment dat, nu știm când, cu fi luna asta, cu fi peste 6 luni de zile, variază. Manifestați o dragoste adevărată. În momentul în care vă iubiți cu adevărat, vine cineva cu care puteți împărtăși o dragoste adevărată. Știți că e cartea mea preferată, da? Acest sărut în care simțiți că sunteți energie, că sunteți ființe create de divinitate cu un scop mult mai măreț decât a face bani, copii și eu știu mai ce. Da? Este o magie între voi care va trebui să se manifeste. Magie. Am vorbit de magie, magicianul, da? Ce frumos. Și totuși au vrut să se mai arate încă ceva. Miracole și binecuvântări. Și cartea aceasta se leagă de broscuță. O să vedeți de ce. Am zis, în momentul în care vă concentrați pe dragoste și dragoste față de voi înșivă, apar miracole și binecuvântările. Vă dați seama că totul în jur este un dar. Dați-vă șansa la dragoste. Pentru că atunci când iubiți, viețile voastre se schimbă. Repet, dragoste față de sine. Și dragoste față de aproapele. Și față, cum mai era legea, iubește-L pe Dumnezeu tău ca pe tine însuți. Și dragoste față de divinitate. Să nu uităm niciodată chestia asta. Manifestați amabilitate față de toți cei din jur. Și față de animăluțe, și față de plante, și față de fluturi. Manifestați amabilitate ca să 5. Ca să schimbați energia și să atrageți această dragoste. În continuare, dacă există cineva, voi știți că tot a apărut și suflete perechi și a apărut și aici. Da? Dacă există o persoană deosebită, și sigur există în viața multora, încercați să vă cunoașteți mai bine. Învățați-vă care sunt nevoile în dragoste, poate aveți nevoi diferite și trebuie să le învățați. Este 44, da? Cartea aceasta îmi sugerează că sunt doi încăpățânați, dar împreună pot să facă minuni, cum am zis mai devreme, să se transforme, da? Și separa și împreună, pentru că 4 și cu 4 face 8. Număr maestru. Posibil împreună, fiind dragoste adevărată, aveți și o misiune specială. Dar ca să ajungeți la aceste energii, este mai mult de lucru. Depinde de voi în ce stadiu sunteți. Și în primul rând cu stima și cu dragostea. Și nu vorbesc doar de o stimă
orgolioasă să zic că eu merit cu tare. Nu, chiar să vă iubiți, adică chiar să începeți să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, de oamenii cu care relaționați, de timpul pe care îl oferiți celor din jur. Ce mai aveți ca și mesaje? Broscuța, semn de apă, dar și triunghiul acesta este deja de aur. Pentru mine este minunat, începe să vă dați seama de o valoare emoțională sau de valoarea emoțiilor. Și în momentul în care vă dați seama de acest lucru, da, vă concentrați pe dragoste, manifestați miracole și binecuvântări, pentru că în sine... Da, miracole și binecuvântări, pentru că în sine cartea reprezintă o ploaie de binecuvântări. Se și vede, da? Peste această broscuță. În momentul în care broscuța nu se mai vede o ființă mică și urâtă și caragioasă și se vede o ființă divină, creată de divinitate și frumoasă, încep să apară binecuvântările. Atrageți acel personaj, voi sau ei, știți mai bine, în momentul în care vă iubiți, am zis, atrageți miracolele, ploaia de binecuvântări. În momentul în care vă iubiți și vă concentrați pe dragoste, vine și persoana care vă va săruta, că de fapt, care e povestea broscuței? Cineva sărută broscuța și broscuța se transformă într-un prinț. Există acest potențial de transformare prin dragoste. Dar ca să vină dragostea repede, câte ori pot, trebuie să vă iubiți. Și când vă iubiți, selectați oamenii cu care sunteți, cu care vă culcați, cu care relaționați, cu care aveți contracte. Selectați bine. Aici, la capătul setului de cărți, ce aveți? Licuriciul. Într-o situație, posibil, într-o relație cu un semn de pământ, care era foarte frustrat, este foarte frustrat sau era, nu știu, rămâne de văzut, în ce stadiu această energie se manifestă la unii și la alții. De-aia zic, nu știu, la unii poate să fie trecut, la alții poate să fie prezent. O energie terestră, posibil semn de pământ pentru unii. Această persoană stă oarecum în umbră, se ascunde. E mai rușinoasă. Și licuriciu reprezintă inspirația. Poate că trebuie... poate că toate transformările... Da, așa simt. Posibil. Toate transformările emoționale prin care treceți voi, semn de apă, miracolele acestea, să inspire. Să inspire pe cineva. În a ieși din umbră, în a lupta cu o timiditate sau... sau poate, pentru unii, în a depăși niște chestiuni care țin de ego. Leu, dragon și cobră. În spatele acestui animalus timid, că o fi semn de pământ, repet, variază, există un semn de foc. Există un semn de foc. Poate că e alt personaj care îl intimidează și îl ține așa, într-o poziție de frustrare. Și voi și ei aflați, vă inspirați în această poveste. Aflați adevărul că este un Mercur care nu e retrograd, da? Poate când iese Mercur din retrogradare, aflați adevărul despre această situație sau personaj care are în spate un semn de foc. Foarte orgolios, foarte egotic. Sau pur și simplu ei, dacă nu e un semn de foc, ei trebuie să lucreze cu ego-ul lor. Și ego-ul lor se poate manifesta uneori și cu frică și cu timiditate în a exprima anumite chestiuni. Nu, e fi coerentă. Sper că mă înțelegeți, da? Se face lumină în întuneric, în această situație întunecoasă, da? Se face lumină. Printr-o comunicare, că e semn de semnul alchimic al aerului. Și am senzația că transformările și binecuvântările pe care voi le primiți din dragoste față de voi înșivă, față de Dumnezeu și față de cei cu care relaționați, toată această energie, toată această ploaie, da? Aduce licurici în preajmă, aduce scântei de inspirație pentru cineva sau într-o situație. Înțelegeți?
În continuare, am selectat un set pentru clarificări în cazul în care am nevoie. Vom vedea dacă am nevoie, dar până una alta v-a apărut ce? Prietenie. Iar doi de cupe, similar cu doi de cupe pe care l-am văzut mai devreme, dați în urmă. Există o persoană care vă susține, prietenie, dragoste adevărată. Bine, poate să fie și platonică, dar să fie adevărată. Adevărată. O persoană care vă învață dragostea. Repet. Față de cel apropiat și față de voi înși vă. Aici ce aveți schimbare, roata norocului, Yin și Yang. Se schimbă energia în momentul în care lăsați, let go, lăsați o atracție, cum a zis mai devreme la gemeni, da? La îndrăgostiți, lăsați o atracție, o situație foarte pasională, o lăsați în spate. Pentru că nu vă. Era o aventură al că, cum să zic, cum să exprim. Nu știați unde mergeți în această relație. Se dezvolta destul de greu această relație, acest potențial, chiar dacă simțeați intensitatea dintre voi doi. Tot timpul era un mister, tot timpul era un mister, vă atrăgea tot timpul această persoană, ia uite, curcubeu și aici, curcubeu, vă atrăgea așa ca într-o capcană, așa simt, capcană. Și voi erați acești copilași foarte încrezători în ei și captivați de lumina, de vibrația lor foarte sexy. Lăsați în urmă această energie. Și schimbați energia, schimbați-vă norocul și atrageți această dragoste adevărată, prietenie adevărată. Și văd aici un parteneriat frumos. Haideți să vedem ce mai apar. Magicii. Rac, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac și Nodul Nord, Răcușor, Martie 2020. Am zis Răcușor, nu Drăcușor, Răcușor am zis. O, regele de bâte. A apărut, da? Situație foarte intensă. Regele de bâte. În inimă, posibil, o persoană care conduce. O persoană pasională, o persoană autoritară. Posibil pentru unii să fie semn de foc, dar nu e obligatoriu. Poate are ascendent, poate are planete. Dacă nu e o persoană, teoretic ar trebui să fiți voi, pentru că este în inima voastră. Concentrați-vă pe dragoste, pe pasiune. Aveți încredere, că am zis mai devreme, dacă vă iubiți cu adevărat, aveți încredere într-un mod sănătos, nu egoist. Aveți încredere în voi. Asta în cazul în care nu e o persoană. Îmi place să citesc cărțile și din perspectiva asta. Dacă voi vreți să o luați ca pe o persoană, este alegerea voastră. Eu o citesc și altfel. Central. Cartea spune că trebuie să aveți încredere în cazul în care nu aveți. Este regele de bâte, este o vibrație foarte puternică. Și foarte concentrată. Are o bâtă. Aha. Ce am văzut mai devreme? Ia uite, spiritual teacher. Da, are și aici o bâtă. Concentrați-vă pe drumul vostru, pe pasiunea voastră, pe inima voastră. Ce provoacă? Ia uite, soarele. Aveți pe cineva cu planete în semnul leului sau poate chiar voi aveți planete în semnul leului? Ia, aici ar fi un copil. Posibil pentru unii dintre voi un copil să fie central. Copil în semn de foc, mai mult sau mai puțin. Pentru unii poate să fie în semnul leului, pentru alții în semnul săgetătorului, posibil să fie și un berbec. Soarele și regele de. Ah, ce frumos! Să vedem cum continuă această cruce celtică, dar aceste două cărți sunt superbe. Și nu prea înțeleg de ce. Or fi două semne de foc pentru unii dintre voi. Și ca să vin și cu un alt mesaj. Soarele reprezintă trezirea voastră spirituală, a noastră, evident. Pentru că nu înțelegeam inițial de ce Soarele
Soarele nu... De ce provoacă regele de bâte? Că teoretic ar trebui să nu provoace, să fie, da, mână în mână, să fie ghidaj, să fie inspirația divină, să fie credința regelui de bâte că își conduce corect regatul. Inima, că își conduce inima corect. Dar posibil, fiți atenți, dragii mei, și fiți sinceri cu voi, unii dintre voi. E un mesaj pentru o parte dintre cei care ascultă această înregistrare. Posibil aveți o trezire, vom vedea ce se mai așează, dar ăsta e un simplu mesaj. O trezire spirituală, cum că poate unii dintre voi ați fost, și trebuie să recunoașteți, poate egoiști. Poate v-ați concentrat foarte mult pe capacitățile voastre de a conduce și mai puțin pe copilul vostru interior. Lăsați copilul interior să se manifeste. Fiți copii, nu doar conducători. Trecutul îndepărtat. Vai, câte griji v-ați făcut. Ori a fost cineva la pat, ori voi ați fost bolnavi, ori un semn de aer. Ar putea să fie și o fecioară, că e nouă pentru unii dintre voi. Dar v-ați făcut griji multe, multe, multe. Într-o privință. Poate unii ați avut probleme cu inima. Vedem. Ah, ce frumos. Asul de spade. În trecutul apropiat ați început să aveți o altă viziune. Să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate s-a manifestat trezirea asta mai ușor, nu așa foarte brusc. Și ați început să manifestați victorie, poate cu un semn de aer cu care, față de care v-ați făcut griji. Dar nu contează semnul, acum aer, pământ, apă, foc. Ați început să tăiați toate legăturile care, tăiați stringurile, da? Care vă creează probleme, nu vă lasă noaptea să dormiți, ziua, să fiți sănătoși. Eu zic că acest as de spade pentru unii poate să însemne și eliberări. Dar evident, asul de spade poate să fie și un început, posibil cu un semn de aer, mai mult sau mai puțin. Sau pur și simplu vă gândiți să începeți, în ultima vreme, de vreo lună, de câteva săptămâni, v-ați gândit să începeți ceva nou. Câte mesaje am dat până acum la această carte? Ar trebui să vedeți voi, să le numărați. Vreți victorie. O victorie mentală. Pentru că ați fost într-o situație foarte neclară care v-a făcut greu, v-a creat griji și boală și stres. Viitorul îndepărtat, doi de bâte, viitor apropiat. Ah, ce frumos! Ce frumos! E similar cu soarele. Varianta 3D. Aici e soare, e curcubeu, e super senin. Soare în suflet. Ah, în prezent, mai. Aici e provocarea. O bucurie. O bucurie. În prezent sau viitorul apropiat. O bucurie poate provoacă acest rege. Poate e o altă persoană în sufletul vostru. Am zis, dacă nu-i semn de pământ, nu-i conducător, nu-i lider, posibil... Însă o persoană egoistă, posibil să învingeți, că am vorbit de ego, da, mai devreme, aduceți-vă aminte sau dați în urmă când am vorbit de ego, posibil să învingeți ego-ul cuiva sau ego-ul vostru și să vă bucurați de ceva frumos. E martie, mai ales, doamnele. Fiți emoționali, că uneori nici racii nu sunt. Cine zice că racii sunt emoționali? Of, că nu-și arată emoția. Mulți. Mulți raci, nu-și arată emoțiile. Descătușați-vă emoțiile astea și bucurați-vă și împărtășiți-le. Și împărtășiți-le cu copiii, cu copilul divin, cu copilul vostru. Aici sunt doi copii, da? Poți să fie copilul interior al fiecăruia, da? Doamna și fetița. Așa și este. Copilul interior al fiecăruia. Fiți în această relație, am zis de un parteneriat, fiți în acest parteneriat. Doi copii, nu doi oameni mari. Și în momentul în care sunteți doi copii, vă puteți bucura și ca oameni mari de această dragoste adevărată și frumoasă. Pare ideal, dar depinde de voi. Și tu sunt cărți faine.
în viitorul îndepărtat, posibil veți lăsa în urmă ceva și veți alege să manifestați o nouă lume, o nouă viață, eventual un nou ideal. Că aveți acest soare, a simțit această bucurie și cine simte această bucurie, și victoria, da? Cine simte așa ceva, n-are cum să-și dorească să se mai întoarcă aici. Iar semn de foc, posibil că trebuie să alegeți între două semne de foc sau cineva cu planete acolo. Adică poate să fie cineva cu planete în berbec sau cineva cu planete în semn de, în semnul leului sau săgetătorului. Vedeți, dar trebuie să știți harta natală. Dar puteți să fiți și voi. Știu că poate unor deranjează, că dau mai multe variante, dar v-am zis, când citesc la nivel colectiv, mi se pare normal, pentru că sunteți generații diferite, aveți planete diferite. Nu, și nici nu vreau să creez scenarii fixe pentru oameni atât de diferiți. Plus că noi avem această putere de a manifesta ce vrem. Dacă vreți să stați în energia asta, vreți, dar se pare că nu vreți, că ați început să vă tăiați de aceste stringuri, cum a zis mai devreme. Și să manifestați această mare bucurie. Trezire. Ia uite, cavalerul de cupe. Sfatul este, exprimați-vă emoțiile, cum am zis mai devreme. Totuși, intuiția mea zice bine, că trebuie să vă exprimați. Pentru că dacă nu vă exprimați, nimeni nu știe ce simțiți. Fiți un pic mai sentimentali. Nu vă fie teamă, nu stați în carcasa asta pe care au racii. Că nu vă ajută cu nimic. Mai ales în preajma anumitor oameni. Dacă sunt oameni care vă înțeleg, vă simt și au nevoie de așa ceva, au nevoie să vă exprimați emoțional, exprimați-vă. Nu spun în fața oricui să vă exprimați așa. În fața celor care vă înțeleg, vă susțin, vă simt. Exterior. Iar semn de apă, fie un alt semn de apă pentru unii dintre voi. 7 de cupe. Posibil un semn de apă? Sau dacă nu e un semn de apă, este cineva care visează la voi, pentru că e exterior, visează. Vă vede. Ia uite, amândouă cărțile sunt foarte idealiste. Vă vede ca pe cea mai frumoasă cupă, cea mai frumoasă poveste de dragoste. Și dacă îi vedeți și voi la fel, exprimați-vă emoțiile, că altfel e păcat să țineți, pentru că regele de bâte poate să fie unor foarte egoist. Evident, regele de bâte poate să însemne și atracție fizică. Dar pe lângă această atracție fizică, este și trezirea. De ce vă este teamă de justiție, de o separare? Posibil... Unii dintre voi vă separați de niște contracte, am zis mai devreme, dați în urmă. Am zis, vă separați de niște stringuri, de niște griji. Poate unii vă separați, eu știu, de cineva. Să nu mai dau semne, să nu mai dau semne că nu e bine. Există această balanță în poziția fricilor. Din niște motive această balanță, justiție în poziția fricilor. Vă este teamă că nu se va face dreptate. Într-o privință. Cu alte cuvinte, există în discuție în viața voastră nevoia de a vă separa de ceva și colabora cu altcineva. Reconsiderați-vă colaborările și prieteniile, cu alte cuvinte. Aș zice că ar putea să vă fie teamă și de o balanță, din niște motive, sau de un avocat. Avocat, o avocată, sau cineva care lucrează cu chestii, cu contracte, cu chestiuni legale. Din niște motive. Acum, de ce v-ar fi teamă de balanță? Voi știți, am vorbit de justiție dintr-o perspectivă, balanța are altă perspectivă. Ce vă doriți? Să vă eliberați. De ce nu v-a prit?
Am zis de eliberare și la justiție. Am zis că trebuie să alegeți. Am vorbit de eliberare deja de la asul de spade. Alegeți-vă mesajul în funcție de cum rezonează în viața voastră. Vreți să vă eliberați, să vă duceți către... Ia uite! De la 8 să mergeți către 9. 8 și cu 1, 9. Și de la 9, jump către 10. Săriți la 10. Pentru că și ei vor, nu doar voi vreți să fiți fericiți, și ei vor. Și uite, 9, da? 9 de apă, da? 8 și cu 1, 9 de cupe. Vreți să lăsați în urmă ce nu v-a prit. Persoanele egoiste, egocentrice, cu care n-ați putut împărtăși emoții. Voi trebuie să vă descoperiți emoțiile, pentru că vă este foarte ușor să vi le ascundeți. Aveți de oameni care vă ajută să vă exprimați emoțiile, nu de cei care vă stimulează mentalul mai mult decât e cazul. Mai mult decât e cazul, am zis, da? Iar Regina de Spade, ca și final. Posibil, acest as, această justiție are legătură cu Regina de Spade, separare, dar și comunicare, cum a zis. Însă aici este o altă comunicare, iar separarea aveți la 2 de bâte. Vă separați, v-am zis, pot să fie contracte, colaborări, prieteni sau, na, iubiței. Ia uite, transformă, puneți capăt unei situații. Posibil? Această justiție, această balanță sau gemeni să aibă planete în scorpion, să zicem. Deci eu zic că puneți capăt unei situații de genul ăsta și vă detașați mental, vă detașați. Ia uite, două cărți care arată detașare și mentală și emoțională. De ceva ce nu va prinde. Și când apare regina, nu e musai să fie semn de aer sau semn de... Da. Este nevoia de a discuta corect, logic și de a pune capăt. Am trecut prin prea multe, gata. Situația asta nu se mai poate repeta. Fiecare pe drumul său. Și în momentul în care, ce frumos, în momentul în care vă detașați, atrageți victoriile, miracolele, cum am zis mai devreme, la capătul setului de cărți, 9 de monede. Ia uite și fecioară. Aveți o fecioară în preajmă, unii, care se gândește foarte mult la voi. Poate la locul de muncă sau vrea să muncească în relație cu voi. Posibil acest mesaj. Ia uite, regina de monede. Care ar vrea să... Oh, regele și regina de monede. Puh, ce frumos. Poate e acest mariaj care trebuie să se... Ia să vedem. Pentru unii poate să fie un mariaj, ia uite. Ia uite, iar îndrăgostiții. Lăsați în urmă îndrăgostiții ăștia. Că or fi gemeni, că or fi alt semn, că or fi alt semn, că or fi o persoană care vă manipulează, vă domină într-un fel sau altul, că or fi semn de pământ, că or fi gemeni, semn de foc chiar. Lăsați în urmă și schimbați-vă. Alegeți cu... Aha, ce frumos, am zis mai devreme de time to decide. Dați în urmă, că eu nu mai știu pe unde e cartea. Alegeți! Stabilitate și manifestați această dragoste adevărată. Nu trebuie musai să fie semn de pământ, da? Pentru unii poate să fie, dar nu e obligatoriu. Este o persoană care vă dă stabilitate, măi, dragii mei. Poate să fie orice alt semn. Vă dă stabilitate. Perechea voastră ideală. Vă apreciază. Dar din niște motive, acum văd că nu prea stați față în față. Probabil încă mai aveți. Ce zice aici cartea? Get to know each other, dați în urmă. Trebuie să vă cunoaște, să stați față în față și să comunicați. Deocamdată încă nu sunteți. Vă atrageți această vibrație. Dar trebuie să decideți la cine renunțați. Vă transformați și prin muncă și mental. Să înțelegeți călătoria voastră spirituală și dacă într-adevăr ați fost într-o căsnicie, unii s-ar putea să vreți sau într-o colaborare, să vreți să fiți independenți o perioadă. Sunt multe mesaje. Luați-le pe cele cu care rezonați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!